Între 2 și 7 mai, mușcelanul George Vlad Maria a participat la primul său campionat european de lupte greco romane rezervat seniorilor. Competiția a avut loc în Serbia, la Sovidat, iar mușcelanul a reprezentat România la categoria de greutate 75 de kilograme. Intrat pe tabloul principal, mușcelanul a fost eliminat în optimile de finală de rusul la Bazanov, iar după recalificare, acesta a încheiat competiția pe locul 7.